de succes. Și ne mutăm cumva de la Palatul Cotroceni în dealul Spirii, sau mă rog, mai aproape un pic, pentru că la Palatul Parlamentului se întâmplă ceva foarte interesant. Tot colegii de la Cotidianul Național Jurnalul au descoperit următorul lucru foarte simpatic, dacă n-ar fi revoltător, domnule Diacon. Știți celebrele grupuri de prietenie? Da? Bun. Ele au fost inventate pentru a strânge relațiile, nu, între state, pe modelul diplomației parlamentare, așa se spune. Numai că, de curând, Parlamentul României și-a dublat numărul de membri pentru o comisie de asta de prietenie cu o țară care nu are parlament. Știți? Dar noi am dublat numărul de membri ai comisiei interparlamentare. Veți vedea cu cine s-au strâns relațiile și mai ales pentru ce destinație s-a dublat efectivul de abonați la călătorii inutile. Parlamentarii României s-au decis să fie mai activi pe plan internațional pentru a promova cât mai bine interesele economice și politice ale țării. Sau cel puțin asta susțin aleșii. Alții ar spune că au căutat doar o prietenie cu beneficii. De ce? Unii dintre demnitari au căutat să se înscrie în grupuri parlamentare de prietenie cu Bangladesh, Guatemala, ori Emiratele Arabe Unite. Deși Emiratele Arabe Unite sunt o monarhie federală cu un sistem juridic ce exclude alegerile și existența partidelor politice, fără să țină cont de acest aspect, parlamentarii au optat pentru dublarea numărului de membri ai grupului parlamentar de prietenie de la 10 la 20. Oportunitatea unei sesiuni de shopping cu cazare all-inclusive pe banii contribuabililor în Abu Dhabi și Dubai nu se refuză niciodată, așa că majorarea numărului de membri nu a ridicat niciun fel de problemă. De exemplu, deputatul USR Victor Ilie figurează în grupurile parlamentare de prietenie cu Emiratele Arabe Unite, Republica Populară Bangladesh, Lituania și Filipine, în timp ce parlamentarul AUR Radu Vicențiu Grădinaru a optat pentru Brazilia, Suedia, Țările de Jos și Emiratele Arabe Unite. Ultima vizită a parlamentarilor noștri la Abu Dhabi a avut loc în februarie. Patru aleși au făcut o deplasare de 5 zile pentru a participa la lucrările celei de-a 13-a reuniune anuale a Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă. În 2021 însă, Parlamentul României a cheltuit 20.000 de euro ca 7 senatori să participe la un eveniment organizat de Pavilionul României în Dubai. La întoarcere, senatorii care au fost conduși de Alina Gorghiu au spus că au avut zile încărcate și multe discuții cu oficialii din Emirate. Senatul a dat și un comunicat de presă în care pomenea de un dialog interparlamentar bilateral, deși țara vizitată nu are parlament. La finalul întrevederii, cele două părți au reiterat importanța diplomației parlamentare în consolidarea ansamblului relațiilor bilaterale și au evidențiat disponibilitatea de a aprofunda dialogul interparlamentar bilateral prin intensificarea activității grupului parlamentar de prietenie cu Emiratele Arabe Unite și a cooperării între comisiile de specialitate ale celor două foruri legislative. Tot în februarie, 10 parlamentari au participat în Franța timp de 6 zile la lucrările adunării parlamentare a Consiliului Europei, pentru care au decontat suma de peste 113.000 de lei. Raportul privind activitatea desfășurată acolo nu a fost nici până acum prezentat. Domnule Diaconu, cum apreciați această activitate intensă diplomatico-parlamentară? Se practică peste tot și în Parlamentul European e la fel. Problema e, sau mă rog, cântarul trebuie pus în clipa în care chiar se duc acolo. Faptul că intră în tot felul de comisii de astea, mă rog, poate să fie întâlniri, poate să vină vizite, protocoale, orice vreți. Contacte, scrisori, felicitări de tot felul cu ceilalți. Însă, în clipa în care prestezi pe o invitație simbolică sau penibilă, cu bani de la buget, abia atunci puteți să-i trageți de urechi pe toți pentru că merită. Și ar trebui să prezinte fiecare un raport, să aibă sens deplasarea respectivă, domnule Balanișcu, nu? Dar președintele nostru v-a prezentat un raport? Când sigur. Cred că asta face zilele acestea. Oare? De-aia a rămas la Constanța, la Constanța să aibă liniștea scrisului, pentru că și Ovidiu scria mult mai bine la malul mării. Da,
Da, domnul Balănișcu. E o chestiune aici și am ascultat ce s-a spus și din studio. Din punctul meu de vedere, trebuie să privim lucrurile și în contextul în care ne aflăm. Apropo și de cele prezentate în prima parte a subiectului. Suntem într-un context economic dificil. Astăzi trebuie să dăm dovadă, poate mai mult ca oricând, de chibzuința cheltuirii banului public. Nu suntem într-un context în care să ne permitem să aruncăm cu bani în stânga sau în dreapta ca țară. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că orice deplasare, fie că este despre oricine ar fi vorba de la nivel instituțional, trebuie făcută cu niște obiective clare care să aducă un plus țării noastre în acest moment, pentru că, așa cum am spus, trebuie să avem grijă de banul public. Nu e ok pentru românul de rând, care poate se uită la prețuri și vede că prețurile sunt crescute și vede de partea cealaltă o persoană importantă a statului român purtând, eu din punctul meu de vedere e o chestiune cu care nu sunt de acord. Să vezi un model, dacă discutăm de președinte, de exemplu, ar trebui să fie din această perspectivă primul care dă dovadă de modestie și de empatie cu cei care în această perioadă poate nu duc bine din punct de vedere. Mai ales că, domnule Vălănișcu, atunci când vorbeam despre cea mai vulnerabilă categorie, poate pensionarii, și de termenele pe care legea pensiilor le prevedea privind majorarea acestor sume absolut necesare, auzeam foarte des de la președintele României că nu se poate, pentru că nu sunt bani. Și ne repeta așa s-a cadat că nu sunt bani. Și în continuare a rămas această chestiune. Da, dar acum președintele a spus că sunt bani, pentru că nu este criză atunci când a și venit întrebarea legată de secretul sumelor pe care le alocă administrația prezidențială pentru aceste deplasări. Însă, apropo, și-a schimbat discursul ca să aibă justificare. Apropo, avem, de bani, avem nevoie de, avem nevoie de relații diplomatice cu multipli parteneri la nivel extern. Dar cred că în acest moment economic este foarte important să prioritizăm lucrurile. Nu spune nimeni că nu trebuie făcute deplasări, nu spune nimeni, Doamne ferește, că nu trebuie investit, așa cum a spus și domnul general. Trebuie să investim și trebuie să dotăm. Și nu numai SPP, uitați că discutăm și de componenta de armată în contextul în care ne aflăm. Deci trebuie să facem aceste chestiuni. Dar cred că ar trebui să fim atenți la prioritizarea acestor lucruri, având în vedere diferitele momente pe care le fiecare zi notată liber în calendarul pe care l-ați văzut, doamnelor și domnilor, n-a fost o zi liberă de factură. Președintele nu s-a deplasat, n-a avut întâlniri oficiale, dar avionul a fost plătit și pentru acea zi. Taxele de staționare au fost plătite și pentru acea